După câteva zile de concediu, m-am reîntors în România și am petrecut un timp destul de îndelungat pentru a respecta toate formalitățile ca să pot să intru în țara mea. Aud acum că prin proceduri simplificate vin valuri, valuri de refugiați, printre care sunt racheți, sunt reprezentanțe unor batalioane de asalt din țara noastră vecină, din Ucraina. Am auzit că sunt și trupe spesnați amestecate printre așa zisii refugiați. Am auzit că trec mașini cu podele duble și cu armament între cele două podele duble, fără ca nimeni să îi controleze. Vreau să știu și eu de la autorități dacă mai sunt egal sau nu mai sunt egal cu refugiații din Ucraina sau cu așa zis și refugiații.